Eu sunt Vlad de pe Toto.ro, vreau să prezint accesoriile de la Injecta. Cu toții știți, Injecta este una dintre cele mai vândute mașini. O vedeți la convenții când vă duceți la o grămadă de artiști care o folosesc. Sunt foarte mulți dintre voi. Are o putere mare și este și foarte soft. De aceea este foarte preferată pentru marea majoritate a artiștilor. În cazul de față avem accesoriile de la Injecta Nano Elite. Mai exact căpăcelele, caps, mai exact cum se numesc ele. Căpăcelele acelea care se pun chiar deasupra la camă, da? Care nu se vede cama în timp ce merge, să zicem așa. Protejează cama și de, să zicem că se stropește cutuș, se stropește dintr-o dată și să nu intre acolo la camă sau la motoraș sau la rulmenți, în așa fel încât în timp să nu se strice. Și de aceea este acest căpăcel. Avem mai multe tipuri, mai multe culori, aici avem albastru, alb, roșu și transparent. Depinde de fiecare cum vă place. Dacă vreți să vedeți camă, puteți să vă luați transparent. Dacă nu vreți să o vedeți, puteți să vă luați o culoare solidă, cum ar veni, adică să nu se vadă prin ea. În așa fel încât, v-am zis, în caz că tot timpul dați în căpăcel, o spățiți tot de grămadă de ori și sare tușul de numai când dați cu acul în căpăcel. Să nu sară pe mașină, să nu se murdărească, să fie cât mai protejată. Și cu toți știți, și de aia ne-ați cerut și de aia le-am și adus, că câteodată se sparg, câteodată vi se strică, câteodată le pierdeți, căpăcelele acestea că se dau foarte, foarte ușor jos. Și de aceea cei de la Injecta au făcut, am adus la cererea voastră. De aia vă mulțumesc din tot sufletul că de fiecare dată ne spuneți ceea ce vreți să aducem. Și am adus și căpăcelele de la Injecta. Cam acestea ar fi căpăcelele de la Injecta. Sper să vă placă și să fiți mulțumiți că le-am adus și mulțumim din suflet că ne-ați recomandat. Și tot timpul recomandați cât mai multe piese și cât mai multe mașini și aduce cu mare drag. Acestea ar fi accesoriile de la Injecta, mai exact căpăcelele. Sunt Vlad de pe Toto.ro și cu mare plăcere ne vedem la următorul video. Pace!